Neața! Neața! Și bine ați venit pe canalul Jurnal de Călătorie. Astăzi suntem în Munții Făgăraș, suntem la Piscul Negru și vrem să mergem pe Vârful Espezi și probabil și Cornul Călțunului. Deocamdată mergem prin pădure, avem de mers circa o oră de urcuș prin pădure până la stână. De acolo se termină pădurea, începe golul alpin, dar nu se termină urcușul. Am ieșit din pădure, am făcut 40 de minute până aici. Adevărat, eu am mers un pic mai greu, Silviu s-a mișcat mai repede ca mine astăzi. În față este stâna, avem și vizibilitate, spre deosebire de data trecută când era ceață și nu vedeam absolut nimic, acum este senin. O să vedem mai multe din dreptul aici. Stânei. Da, se vede și stâna. Să mergem să vedem și mai sus. Aici la stână se bifurcă și traseele. Până acum am mers pe trei trasee comune. Cruce Roșie, Triunghi Roșu și Punct Roșu. Noi o să mergem pe Punct Roșu. Cruce Roșie și Triunghi Roșu se duc aici prin vale. Ne luăm înainte pe piciorul Espezilor. Suntem la jumătatea urcării, am urcat vreo 600 de metri, diferență de nivel, mai avem încă vreo 600. Venim de acolo, de jos, din vale, cred că se vede și stâna. S-a urcat destul de abrupt și în continuare la fel de abruptă urcarea, oricum traseul până pe Lespes cam așa este. Foarte mult urcuș, de fapt foarte mult, aproape exclusiv urcuș, curbe de nivel mai deloc. Am mai făcut niște pauze pentru afine, n-am găsit așa de multe, dar așa câteva bobițe tot mai erau. Acum ne continuăm drumul către vârf. Este ora 12:10, am plecat de aproape 2 ore de jos, ci am făcut vreo 2 ore până aici. Un indicator natural al vârfului, stânca din fața, care ne arată fix vârful. Grijă la stâncile astea de aici, să le ocoliți pe jos și să nu mergeți pe sus, pentru că o să ajungeți în vârf și nu o să puteți coborâ. Thank you.
sunului. Traseul e destul de dificil. Nu vă recomand dacă nu aveți ceva experiență pe munte și nu stați bine cu inima. Sunt porțiuni abrupte, expuse, nu se poate, nu sunt asigurate. Practic, poate ca o ia, sunt niște mămâi, o ia pe curbă de nivel, trece o vale. Înainte de a trece valea e o porțiune destul de abruptă pe unde se trece cu fața la stâncă, nu ai cum să treci altfel. După care se urcă pe lespes până pe vârf. Nu este extrem de dificil, dar nici foarte ușor nu este. Să vadă că nici măcar nu este marcat traseul. Sunt și porțiuni unde stâncile, pietrele mai alunecă un pic. Trebuie să fii foarte atent unde pui piciorul și cum îți găsești prizele de mână. Acum o luăm spre vale și vedem în ce măsură sau pe unde o să coborăm, încă nu ne-am decis. În momentul în care ne decidem, o să vă și povestim. Am decis să o luăm pe nemarcat, pentru că poate ca pe sus, pe creastă, este mai cu roci friabile, nu foarte bine întreținută și e posibil să aluneci. Așa că am luat-o pe lângă, pe aici poate că e destul de bună. Se vede, are aderență, nu prea ai probleme. O să coborâm până în șeuța lespezi, după care o să o luăm înapoi spre Discul Negru. Planul inițial era să mergem pe Negoiu, dar am intrat destul de târziu în traseu, adică la 10 și un sfert. Acum este 4 fără 25 și în mod cert nu avem cum să ajungem pe Negoiu și să ne și întoarcem pe lumină. Da, să vedem, cam acolo este Negoiu, destul de departe. Aici, mai văd bine aici, ba nu acolo, aici, vorbesc prostii, este cornul Călțunului. Practic, ca să dacă am fi urcat pe Negoiu, ar fi trebuit să coborâm, nu prea văd unde este poteca de coborâre. Ar trebui să coborâm în căldare, să traversăm căldarea și să urcăm pe acolo spre Strunga Doamnei. Strunga Doamnei e în dreapta, nu se vede, că e pe partea altă de munte. Uh-huh. Să continuăm cu o cantă galbenă, să ocolim vârful dintre strungi, care este până în Negoiu. Am terminat cu poteca nemarcată, acum am dat în bandă albastră. Banda albastră, ziceai că vine din Areful și se duce spre Strunga Doamnei. Ok. Noi ne îndreptăm spre șaua lespezi. Trebuie să fie acolo în față. O să vedem dacă este aia sau dacă ne înșelăm. După care să începem să coborâm spre stână și spre Piscul Negru. Vede impresionant în spate. Lespez nu se mai vede, se vede doar cornul Călțunului, o bucățică de Negoiu și toată valea asta. Cam aceasta este priveliștea din șa. Noi am făcut o pauză, să mâncăm ceva. Între timp au mai venit și niște norișori. Deci se văd foarte bine vârfurile. Avem aici Negoiu, Colțul Călțunului, lespezi. Plecat din șaua lespezi, ne-am hotărât să o luăm pe șaua Podeanu și pe urmă să coborâm pe drumul forestier. Începe să se deschidă și către vale. Să vedem și Custura Sărâții, care e tot în spate. În razele soarelui. Ia să vedem. Da, pe Șerbota cu Stura Sărății și Negoiu. Stai să arăt eu, asta e Șerbota cu Stura Sărății aici și Negoiu. Asta vârful Sărății, ăsta mai micuț, unde se termină Custura, pe urmă probabil șaua Cleopatrei, de unde urcă traseul de la cabana Negoiu pe partea cealaltă de munte, ceea ce noi nu vedem. Am ajuns și pe vârful Podeanu,
nu este marcat, dar am verificat aplicația. Vezi 6 vârfuri de peste 2500. Trapezul moldoveanu Viștea. Aici capra și vânătoarea lui Puteanu. Înapoi de unde am venit, Lespezi și Cornul Călțunului, Negoiu. Cam atât. Și cam atât. Și acolo este Custura Sărății și Șerbota. Și undeva în depărtare, cu ochiul liber se vede, dar nu cred că se vede cu camera, este Cozia. Când am fost anul trecut în toamnă pe Cozia, puteți să vedeți jurnalul pe www.jurnaldecalatorie.ro, am prins tot așa o vreme foarte bună, cu vizibilitate, se vedea toată creasta Făgărașului. Foarte frumos se vedea și de acolo. Acum am văzut Cozia din Făgăraș. Aici se vede foarte frumos lacul Vidraru. Este, cred că îl identificați și voi aici, în față. De aici se vede chiar tot traseul de urcare spre Lespezi, că vedeți acolo Piscu Negru, urci prin pădure, destul de puțin, ajungi la stână, de la stână o iei pe piciorul Lespezilor. E acolo o stâncă ce trebuie coborâtă pe ocolită, nu trebuie să urci pe vârf, că nu prea ai cum să cobori de acolo, și pe urmă până pe vârf. Destul de înclinată poarta. Se vede și de pe Lespezi, unde am coborât. Da, bine, asta se mai vedea și mai devreme. Da. Chiar că se vede piciorul Lespezilor așa în toată splendoarea. Am început de ceva timp coborârea spre Șaua Pogdeanu. Nu prea este marcat, mă rog, sunt câteva urme. Este destul de vechi însă marcajul și șters. Mai mult am coborât la liber decât pe potecă, pentru că nu prea se vede nicio potecă pe aici. Cam de acolo am coborât noi, aproape la liber, undeva pe aici. Sunt câteva porțiuni unde se vede poteca. După ce se termină... Foarte rar circulată și înăpădită de vegetație. Da, da. Mai sunt marcaje pe aici, pe acolo. Deși aici un marcaj de asta pare ceva mai proaspăt față de ce am văzut până acum. Da, de aici un marcaj. Asta este chiar vizibil. Mai sus erau mai șterse. Acolo este Șaua Podeanu. Noi trebuie să o luăm încoace spre stână. Să o luăm pe o scurtătură ca să nu mai mergem până în Șa și pe urmă să continuăm spre drumul forestier din față. Nu știu dacă se vede foarte bine asta de aici. E deja ora 6. Ne-am plecat la 10 și un sfert. Deci am făcut 8 ore până acum. Am greșit marcajul, de fapt am greșit drumul forestier, că marcajul nu prea există. Am luat-o pe unul care merge pe curbă de nivel și la un moment dat s-a înfundat. Așa că ne întoarcem să căutăm marcajul. Cu greu se putea trece și pe unde am fost noi, dar era coborârea foarte abruptă și am zis că e mai sigur să ne întoarcem și să căutăm forestierul corect. Practic, forestierul este cel de jos, care și până la urmă tot până așa trebuie să mergi ca să poți să o iei pe forestierul ăla. Așa că nu faceți ca noi, dacă veniți pe aici, nu luați pe scurtătură, mergeți până așa și de acolo luați forestierul corect. Am dat în drumul forestier corect, se și vede marcajul Cruce Roșie pe care trebuie să mergem. Noi am luat-o pe drumul de acolo, de sus. Practic, drumul e un pic mai pe jos, nu-l vedeam pe acesta de acolo, de sus, de asta l-am și ratat. Probabil că dacă mergeți până în
Până în creast, până în șa se vede sau e marcaj, e ceva. Noi am găsit o potecă și n-am mai mers acum până în șa, am dat direct în drumul acesta și acum o luăm la vale. Aproape că am ajuns la stână. Noi am luat-o cam de-a dreptul, am coborât cam de-a dreptul. Probabil că poteca marcată era undeva mai pe acolo, unde se vede și marcajul acela cu cruce roșie. Se vede pe aici și marcajul triunghi roșu. Practic ne-am reunit. Sunt două, cele două marcaje, cruce roșie și triunghi roșu. Și probabil un pic mai încolo, după ce trecem de forest, după ce urcăm un pic pe forestier, o să ne întâlnim și cu punct roșu. A, aici se unesc? Nu, se unesc cu... Adică crucea și triunghiul. Da, aici se unesc. Aici ar trebui să trecem și apa. Încă trece Silviu. Are deschidere mică și cu golovan. Aici s-au reunit toate cele trei trasee. Practic, dimineața când am plecat, noi am luat-o pe aici, în sus, pe piciorul Lespezilor, până pe, până sus pe Lespe, pe vârf. Acum coborâm pe același drum prin pădure. Cred că în jumătate de oră suntem jos. Este deja ora 8. Probabil la 8 jumate suntem la Piscul Negru. Tocmai ce am primit o alertă de urs. Dar este, nu știu că se vede, este în comuna Refu, la aproximativ 7 km de barajul Vidraru. Am primit aceeași alertă și aseară când am venit cu mașina și am și văzut ursul pe marginea drumului. Bine, era destul de târziu când am trecut noi pe acolo. Așa că aveți grijă dacă mergeți în zona Vidraru. Este 9:20, am ajuns la Hotel Siesta unde suntem cazați. Am făcut 10 ore, aproape și jumătate de traseu cu Pespes, Cornul Călțunului, Șaua Codanu și apoi înapoi spre Piscul Negru. Cam asta a fost. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe dacă vreți să vedeți și alte vloguri. Până atunci, vă mulțumesc că v-ați uitat. Bye.